Salut! Astăzi vreau să vă arăt o comandă executată pentru cimișiria. Este vorba despre un acumulator de căldură la volumul de 120 de litri. Deci acest vas va fi conectat la sistemul de încălzire. Totodată executăm acumulatoare de căldură la 170 de litri, 220 de litri, 290 de litri. Ele se pot conecta în serie ca să obțin un volum mai mare. Toate aceste vase sunt rezistente la presiune din cauza că capacele sunt ambutisate. Ca să fie mai clar destinația acestui vas, dacă nu cunoașteți, se poate de consultat YouTube-ul. Pentru vorbitorii de limbă rusă se poate scrie Teplo Accumulator și acolo se explică foarte clar cum se conectează el, de ce se conectează și ce se obține urma acestei conectări. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos un like și distribuiți postările noastre. Dacă aveți nevoie de prețuri, un comentariu de tip preț de sub la video și o să vă trimit un preț în privat, un răspuns în privat. O zi bună, numai bine, la revedere!